Recunoști simbolul? Astăzi vom face o plimbare prin orașul nostru și vom învăța câteva simboluri pe care le întâlnim zi de zi. Haideți să pornim! În fața școlii, Maria și Andrei întâlnesc un indicator despre care încă nu știu ce înseamnă. Trecerea de pietoni este semnalizată printr-un marcaj și un indicator. Indicatorul trecere de pietoni arată zona în care pietonii au prioritate în fața mașinilor care circulă pe drum după ce se asigură. Dacă există și un semafor amplasat, atunci vom putea traversa strada în condiții de siguranță, doar când acesta indică culoarea verde. Culoarea roșie a semaforului ne atenționează să ne oprim, iar cea galbenă ne pregătește pentru următorul pas, angajarea în trecere sau pentru a ne opri. Primul indicator de oprire a apărut acum aproape 100 de ani în Statele Unite ale Americii. Culoarea roșie în care este încadrat cuvântul stop este asociată cu pericolul, deci este bine să te oprești. Pentru a ajunge acasă, cei doi copii trebuie să ia metroul. Metroul este un mijloc de transport în comun pe o cale ferată subterană cu trenuri rapide alcătuite din 3-8 vagoane. Primul metrou a fost construit la Londra, în Anglia, iar simbolul metroului este litera M mare încadrată într-un pătrat de culoare albă. Andrei își întreabă prietena pe unde pot ieși. În Europa, semnele de ieșire sunt de culoare verde și înfățișează un om care tocmai a ieșit pe o ușă. Acest simbol este ușor de înțeles pentru oricine, indiferent de limba vorbită, iar culoarea verde este cea care, în mod normal, este asociată cu siguranța. Maria trebuie să facă o oprire la farmacie pentru a-i cumpăra bunicii medicamente. Crucea verde încadrată într-o formă rotundă sau pătrată ne semnalizează faptul că suntem în apropierea unei farmacii. Cei doi copii trec pe lângă un spital. Spitalul este o instituție în care se tratează persoanele bolnave, iar simbolul spitalului este litera H. În apropierea spitalului, Maria și Andrei întâlnesc un alt indicator și se întreabă oare ce înseamnă. Indicatoarele de culoare roșie sunt indicatoare de interzicere sau restricție. Acest indicator interzice intrarea pe un drum sau pe o alee. Să vedem dacă ai fost atent la toate simbolurile învățate azi. Pentru a rezolva acest exercițiu, te rog să asociezi imaginile și simbolurile care reprezintă același lucru. Verifică dacă ai rezolvat corect. Felicitări!